Îi apreciez, uite, mai da. Fiind români în seara asta. Exact, bine. Asta mai departe. Da, da, da. Astăzi este cea de-a treia seară din săptămână. Ieri am avut o conferință culturală. Mâine vom avea o expoziție. Dacă vremea ține cu noi, va fi la Monumentul Memorandiștilor. O expoziție de obiecte sculptate în lemn, tradiționale românești. Dacă nu va ține vremea, pe eroilor numărul 2 ne vom întâlni. Sâmbătă va fi evenimentul principal, va fi marșul memorial Avram Iancu, unde așteptăm colegi de noștri din toată țara. Ne așteptăm la în jur de 150-200 de colegi, deci din organizația Noua Dreaptă, care să participe, plus clujeni. Să-l rog pe colegul meu să zică, să zicem cu toții, de fapt, un tatăl nostru. Numele tatălui și al fiului și Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-ți numele tău, fie împărăția ta, facă-ți voia ta, precum în cer la ta și pe pământ. Pâinea noastră, care toate zilele, dă-ne nouă astăzi, când iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri. Și ne duce pe noi în ispite și ne izbăvește de cel rău. Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și vorurea și în veci vecilor. Amin. În doilea an organizăm, în cadrul săptămânii culturale, Avram Iancu, acest meeting comemorativ cu Torțe. Din păcate, m-a precizat și camaradul meu, Daniel Bran, interesul pentru Avram Iancu este foarte mic, se vede și după prezența noastră aici. Cu toate acestea, vom continua an de an să ținem aceste comemorări, vom continua an de an să organizăm marșul memorial Avram Iancu, săptămâna culturală Avram Iancu, pentru că nu vom lăsa ca personalitatea lui Avram Iancu să fie uitată. Deci asta înseamnă să uităm toată lupta lui Avram Iancu, să uităm tot idealul lui, să uităm tot scopul pentru care a luptat el și moți la 1848. Să uităm sacrificiile a tuturor generațiilor de români în Ardeal care au luptat pentru libertatea și demnitatea noastră, care au luptat pentru un Ardeal liber și românesc, în care să-mi trăiască bine și să aibă dreptul doar românii și toate etniile. Un lucru care de altfel nouă ne-a fost recunoscut timp de secole. Că tot vine vorba de interesul față de Avram Iancu. Nu e doar un dezinteres a publicului față de personalitatea aceasta, ci și autorităților, din păcate. Această statuie din spatele meu, a Căișorului Munților, a fost an de rând blamată, că e urâtă, că e nepotrivită, că ar trebui dată jos de aici. Într-adevăr, nu e cea mai frumoasă statuie din lume, așa cum ea a devenit un simbol al Clujului. Totuși, statuia lui Matei Corvin din Piața Unirii a fost renovată și acum e printre cele mai frumoase statui din Cluj, de fapt cea mai frumoasă, probabil. Dar vedem că lui Avram Iancu nu-i se face o statuie nouă, mai frumoasă, cum sunt cele din Câmpeni sau din Târgu Mureș. Și din păcate nu este nici măcar curățată această statuie. Acum e noapte, nu se vede, dar ziua, dacă ne uităm la ea când e soare, e plin de mizerie de la porumbei care se pun pe ea. Deci o lipsă de respect în caz de față față de Avram Iancu. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Avram Iancu. Avram Iancu nu este numai o personalitate a istoriei. El este o manifestare a tuturor românilor de pe vremea aceea, dorințelor lor. El este o manifestare a voinței neamului pentru libertate. Neamul românesc a stat sute de ani sub juguri străine, n-a căutat să-i libereze, a căutat o viață liniștită. Toate astea s-au spulberat, toată viața liniștită a lor, dată cu venirea lui Avram Iancu. Dorința veche de libertate care dormea în ei a fost trezită. Și atunci s-au ridicat la luptă, nu pentru a fi ei stăpâni, ci pentru a fi egali, pentru a avea aceleași drepturi. Marea a fost surprinderea ungurilor, mare a fost surprinderea austriecilor, nu-i credeam în stare pe români de așa ceva. Uite că au fost în stare. Ne aflăm acum în 2012. Eu zic că suntem în stare să influențăm iarăși popoarele lumii, să arătăm că merităm să fim egalii lor și să nu fim priviți de sus, nici din afară, nici din interior. Un moment de reculegere, o rugăciune să fie ceva simbolic, să aprindem o torță, să-i luminăm cerul la Avram Iancu, să zic așa.
a fost o inițiativă, deci am continuat tradiția de anul trecut, n-a fost ceva nou. Și din păcate a fost o prezență destul de mică. Îmi pare rău pentru că clujenii se pare că au alte interese față de a, decât de a comemora pe Crăciunul. De ce e nevoie de astfel de acțiuni? Da, dacă ne uităm în jur, dacă ne uităm în toate mediile, în mediile, toate mediile sociale, intelectuale, peste tot, în politică, în economie, în toate domeniile, vedem urmările blazării. Românii au devenit foarte blazați. Toată lumea stă, băi, stau liniștit, mai îmi dă o felie de pâine, mai lucrez, nu este nicio problemă. Dar dacă trebuie să aducem în atenția publică faptele înaintașilor noștri care au făcut ceva, care au luat inițiativa în a transforma poporul român în demnitate, pentru că am văzut că nu poporul s-a ridicat, ci întotdeauna au venit aceste valori, aceste personalități care au ridicat după sine poporul. Și noi sperăm ca pe viitor, având în vedere condițiile sociopolitice din momentul de față, să apară niște Avram Iancu noi care să ne ridice la, să ne ridice cel puțin moral și dacă nu social și economic.